A fi mai valoare este clar că nu este nimeni în pericol și nu este nevoie de evacuare, da? Da, domnule. Dar vreau să știm, ca să transmitem în dispecerea, să fie datele foarte concrete, să știm. Inclusiv în fiecare gospodărie, domne, e și copil, și membri familiei, concret, da? Transmite la dispecerea, ce se face cu domnul prefect. Cum observați și dumneavoastră, apa trecută de podul ăsta, aici este un simplu podeț. Există un singur burlan băgat, deci nu este pod de aici până peste malul celălalt, ca apa să poată să curgă. Practic se formă un baraj. Deci la ora 5 și jumătate era baraj aici. Parcă era cascada Niagara. Așa sărea. Pentru că dacă nu era acest pod, mă gândesc eu, apa și urma cursul firesc. Dar nu e numai asta problema. Primul semnal ar fi fost, trebuia tras în 2005. În momentul când au fost foarte inundații tot de anvergura aceasta, dar nu au făcut atâtea ravagii. De atunci și până la ora actuală, după 9 ani de zile, nicio autoritate nu s-a autosesizat, cel puțin autorităților locale, s-a făcut demersul către apele române, s-a făcut vadul apei, domnule, cum a făcut Dolju. Pentru că Dolju acum poate să vină Dunărea și nu mai inundă satul, Cleanov, Răchita. Pe ce se cheltuie banii? Păi am impresia că pre muzici, prin târguri, pe zilele bărăciții, sute de milioane dăm la lăutari, dar nu putem să facem un studiu de fezabilitate sau nu știu cum se numește, ca să putem să demarăm niște lucrări, să adâncim vadul apei, să facem mandrurile, da, să facem un... Nimic, aici e un baraj, de fapt. Am făcut o sesizare la apele române, la Craiova, n-am primit niciun răspuns. Acum 2 ani, cred că l-am făcut. Fără niciun răspuns. I-am lăsat că nu s-a întâmplat nimic, dar uitați și dumneavoastră în ce hal am ajuns, că mi-a intrat apa în casă. Da, Eduard? Da, a fost apa mare. E mare? Da. Cât de mare? A fost până aici, așa. Și l-ai scos din apă? Da. Ce ne puteți spune? Pe la ce ora a venit? Cred că au fost 4 și ceva. 4, cam și jumătate, cam așa ceva venit. Vă trezireți cu ea în casă? În casă, peste noi. Ce era să mai facem? Eu suntem toți pe drumul unui dezastru. Dezastru? Da. Capri, porci, tot înnecați. Vă omoră animale? O iadă. Și în casă cât e apa? Până aici. Da, mijenile alea acolo, cine știe, cred că se sparsă, ce-o fi făcut, nu știu. A venit ceva, o pompă și ne-o trage apa din beci. În vale, uite, căzut bucătăria aia jos, norocul că veniră oamenii ăia și-mi scoasără porci, că murea porci acolo. Aragaz, tot. Mașină de spălat, televizoară, tot. Bă, nu mai e nimic, aia te veniți în casă. Veniți cu dea în casă să vedeți ce e. Casă, e lac în casă. Și e lac, e până la geam sus. Până la geam sus. Ce uită și ăsta, Pietra, cu tot cățăl. Era de mândrița lumii. A intrat. Recamier, fotolii, mașină de cusut, mașină de spălat, televizor, frigidier, toate sunt. Plutesc. Plutesc cu ea, păi uite, patru dormează, unde să mă culc eu la noapte? Ce să-mi haine să mă iau pe mine, că uite, sunt toate aici. Lua, ia asta mă iau, ia uite-mi. Ia uite. Covoară, ia uite. Cum stau caprele, cum stau porcii. Lasă-le de capre. Lasă, că ne dă... Fiți apa peste mine, casă, doi copii în casă. Păi veni la ziua, ce să-mi fac? Spuneți că v-au anunțat târziu că sunt... Când? Ce să anunțe? N-a anunțat nimeni nimic. Azi mi-a dus curai să mă duc să fac o cafea, la 5 jumătate, apa până acolo. Mă lua apa pe zi, stau poarta acolo, de-te apa cum e jos. Și te-ai de acum că sunt drepte. Asta nu e șansă, cum banii i-a luat și i-a furat. Ăla care i-a făcut alcuie, care...
Ce-a făcut drumul? Proiectul, da, care a făcut drumul. Eu când le-am spus că să adâncească în jos aici, nu, că le-am mai afectat odată aici. Dar ce vă distruse apa? Ce păi da, dacă în casă e plin până sus. Frigiderea era că nu e nimic. Porțile vă, dar a fost șanțul că... Dar fă așa de puternică apa? Puternică, dar a fost până sus. Până la gât. Mi-a dat primarul 10 ani de țână. Ăștia sunt rigole, a făcut... Veni apa peste dumneavoastră? Mare! A inundat câteva subsoluri de case, grădinile ni le-a luat toate garduri. Beciuri. Beciurile sunt pline cu apă. Podul, cum vedeți. De câte case vorbi? La noi în zonă, cel ce știm noi aici, așa, sunt vreo 4 case care sunt inundate jos. Beciurile, da, beciurile. Și văd și pe aici, pe partea asta? Da, și pe partea asta aici e și mai, și aici, așa e până la jumătatea... Apa e aproape... E până spre acoperiș, ce să mai... Grajduri, animalele le-am avut 4 ore, le-am ținut în stradă. Cum a scăzut, dar când intrai până aici? Atât de mare? Ce are inundat? Casa toată, vedeți. A fost mai scăzut, dar intră, a avut până la ușă, până unde are florile, până acolo fă apă. Și ați intrat după ea? Nu, plecă singură, că de tiră telefon să evacueze, polițaile de tiră telefon să evacueze, că să... Așa murea în casă, că mi-a ieșit bolnav, nu poate să de-abia... Nu știu, două ore. Bună ziua, s-a așteptat mult? Nu știu. Am ce v-au spus? Sunt banii noștri, da. Conductorii de tren n-au nicio vină, asta este. Șefii. S-a rupt rasamentul. Așa am înțeles, că s-a rupt rasamentul, sperăm să ajungem cu bine. Asta e ideea, dar măcar să normal, ajungem... Nu știm încă plaie... până unde o să... Ce mai e normal? Mai e ceva normal în țara asta? E o întrebare retorică. Să vină să facă, că uitați, ne-au distrus, suntem oameni bolnavi, venim cu bagaje, venim cu toate. Ne-au distrus. Pentru ce? De dăm bani. Salut trasamentul, doamne, salut trasamentul, e normal? Normal? De ce e normal? Unde-s banii? Unde-s banii primiți? Ce-au făcut cu banii? Îs la ei? O să întârziați, aveți legături? Dar cum? N-avem nicio legătură. De unde să avem legătură? Ne așteaptă? Mergem la Iași, ne așteaptă? Mai bine duce la nou, la București. Votați-i, votați-i. Am plătit o grămadă bani biletul și până așa se întâmplă.
Ce face CFR-ul cu banii? De ce nu fac liniile ferate? Nu vrem condiții în vagoane, vrem să mergem rapid și să avem siguranță. E sigură calea ferată română dacă se rupe după ploaie de asta de câteva ore? Păi nu vedeți ce sigură e?